Mare bucurie s-a strecurat în sufletele tuturor creștinilor în noaptea de înviere. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați reînviat din punct de vedere spiritual, dar mai ales ați reușit să vă reîntâlniți cu cei mai buni prieteni acolo la slujba de înviere. Hristos a înviat, vă spune Mitică Zimmermann și Petrică Mureșan, care a venit la noi în ziua de Paști pentru a vă bine dispune cu cele mai frumoase videoclipuri din colecția lui personală. Adevărat a înviat, sunt onorat că în această sfântă zi de Paște sunt împreună cu dumneavoastră, împreună cu dragii mei și telespectatori de la Norvest TV, împreună cu oameni dragi ai Norvest TV-ului. Până la urmă suntem aici ca în familie deja de ani buni de zile, oameni buni. Chiar vorbeam cu Mitică în pauză că deja are o vechime în televiziune și nu numai, în presa scrisă și așa mai departe. Vreo 30 de ani, Așa, Petrică, da. mulți înainte. Mulțumesc. Vă mulțumesc că, uite, la masa de amiază ne urmăriți și vă promitem numai melodii dragi nouă. Sper că să vă placă și noastră. Am ales cele mai frumoase melodii din colecția mea de videoclipuri, mă refer. Așa se întâmplă la masa de Paște. Mai bem câte o pălincă, mai mâncăm un pic de miel, cel ou, ce doriți dumneavoastră, Șuncă. șuncă, un pahar de vin sfințit, bineînțeles, și ascultăm muzică populară. Mi se pare foarte normal ca și tradițional ca în ziua de Paște să fim acasă. Eu voi fi acasă în ziua de Paște la Mideș Aurit. O să merg la Stropit și o să merg și la Ciugnic de Ouă, dar până ajungem la Stropit, merg cu fiul meu pe strada din jos, se numește strada. Mergem la Ciocnit, că avem un adevărat concurs de Ciocnit ouă. Dar despre asta vorbim mai încolo. Da, mai încolo și nu cumva să strecurați printre ouăle naturale din alea de lemn, ca să câștigați concursul. Ouă de lemn mai strecurăm și ouă de bibilică să mai strecoară. E mai tare Condi decât ou de condiția, găină, da, nu? condiția este să fie ouă fierte bine, să nu ne cură printre deajite. Dragi creștini, cred că e mare veselie acolo, la masa cea mare. Ați reușit să vă reuniți cu toții și ne gândim în special, nu, Petrică, la toți sătmărenii noștri care s-au reîntors acasă de Sfintele Paști și înainte de a sta de vorbă cu Petrică, l-am întrebat la un moment dat ce preferă el în mod special în ziua de Paști și mi-a spus un lucru extraordinar Ce face care ne-a mama? lăsat gura apă. Te rog să ne spui care este Mama face în blower. preparatul culinar preferat de Petrică Mureșan. Mama face în blower costiță din aia de purcel, de porc, să fie așa, dar să nu fie foarte, foarte multă umplutură. Bine copt, rumenit, cu un pic de slănină pe deasupra, cu un pic de stropit cu de tătie. Nu voi presupune tătie, că după aia mama mă ceartă, că v-am spus tot detaliile. Dar astea îmi plac cel mai mult, cu usturoi verde și cu cârnați. Asta e. Da, și vinul, care îți place? Vinul roșu sau vinul alb? Eu de sărbători, eu nu prea beau vin, Petrică, nu prea beau nu vin, că nu prea. știu De să beau. ce? Doar nu faci tensiune că ești Nu, tânăr. dar nu prea beau vin. În general, așa, mereu sunt la volan, nu știu ce, dar de sărbători îmi place să beau vin tradițional, cum zicem noi, la noi, la media și vinul ăla e roșcă, că nu avem altul. Dar e bun și ala pentru care e de casă. Singurul vin care îl beau e vinul de casă la sărbători, un pahar sau două maxim, atât. Nu știu, mi se pare ciudat ca de sărbători să beau vin de la magazin. Nu, asta e o părere a mea. Dar aia îmi place, mă duc la mătușă, la Angela, mătușă, dă un flacon de vin, merg la Sfințe cu el și așa e cum e de-a nostru. Da. Că e acru, că e dulce, cum e, dar în general alegem, că avem mai multe posibilități de a alege un vin bun, dar îmi place să fie de casă, tradițional. Cârnați de casă și așa mai Și toate cele toate specifice. detaliile culinare pe Da. care le Că nici face. nu știi ce să mănânci de pe masa cea mare. Dar gustăm din fiecare. Nu? Gustăm din De fiecare. fiecare. Și cașul de Mai ouă ciocnim și un ou, și da. brânzeturi și tot. Da, tot, de toate. Haide, Petrică, să dăruim primele două videoclipuri E telespectatorilor vorba noștri, de creștinilor un care se află acolo la masa cea mare în familie cântecul și. sufletului meu, drag, e Da? când mă duc în sat acasă, pentru că de sărbători mergem acasă, e cel mai drag cântec al meu. Cu acest cântec m-am și lansat, practic, așa, în ghilimele lansat. Îmi place foarte mult și sper să vă placă și dumneavoastră. Haideți să urmărim cele două videoclipuri și să nu uităm niciodată de satul nostru, chiar dacă stăm la oraș, să punem lucrurile la punct acolo și periodic să ne reîntoarcem, pentru că nu-i nicăieri la fel ca acasă.
mă duc în sat acasă, inima în mine-i arsă, inima în mine-i arsă dor. Când mă duc în sat acasă, inima în mine-i arsă, inima în mine-i arsă dor. Drumul-i rău, valei săcată, și cărarei astupată, și cărarei astupată dor. Untea de-a ta-i putrăzită, casa noastră-i părăsită, casa noastră-i părăsită dor. Inima-mi-n lăcrămată, nu-i nimic ca altă dată, nu-i nimic ca altă dată dor. Inima-mi-n lăcrămată, nu-i nimic ca altă dată, nu-i nimic ca altă dată dor. La căsuța noastră în curte, buruieni și frunză multe, buruieni și frunză multe dor. Cum pănadii la fântână, o rupt vântul că-i bătrână, o rupt vântul că-i bătrână dor. Și mărul cel mare, s-o usca de supărare, s-o usca de supărare dor. Prunii și mărul cel mare, s-o usca de supărare, s-o usca de supărare dor. Poarta-stă să înhâie, grajdu-i gol, șurai pustâie, grajdu-i gol, șurai pustâie dor. Lutul s-o crăpat pe vatră, niciun gânie nu mai latră, niciun gânie nu mai latră dor. Prunii și mărul cel mare s-o uscat de supărare, s-o uscat de supărare dor. Inima-mi lăcrămată s-o dus tot ce-o fost odată, s-o dus tot ce-o fost odată dor. Care mă ascultă, când e cu și voia bună, când e cu și voia bună, mi-o adus iar împreună. Hai române și petrece, hai române și petrece, tu nu vezi că viața trece.
cine la rău se gândește, cântă până cazuri pășește. Da, cine cântă cu mine? Da, cine cântă cu mine? Rău de el nu se ține. Hai, române, și petrece! Hai, române, și petrece! Tu nu vezi că viața trece. Trece un rău și altul vine, dantă trău îi șon bine. Dă-le încolo vremuri grele, dă-le încolo vremuri grele și nu te lăsa la ele. Hai, române, și petrece! Hai, române, și petrece! Tu nu vezi că viața trece. Faină lume adunată, mulți îmi nescuți încă o dată. Eu-mi trăi și neahii bine, eu-mi trăi și neahii bine, viți mai veseli cu mine. Hai, române, și petrece! Hai, române, și petrece! Tu nu vezi că viața trece. Hai, române, și petrece! Până poți lucra cât zece, eu-mi trăi și neahii bine, vii mai veseli cu mine. Când ascult acest cântec, mi-amintesc de toată copilăria mea. Cred că și telespectatorii noștri care ne urmăresc au rememorat copilăria de la bunici, de la părinți. Și am văzut acest videoclip de mai multe ori, Petrică. Are și o încărcătură emoțională cu acea casă tradițională. Din păcate, e foarte reușit casă, atât videoclipul, cât și media melodică. Nu e casa mea, casa mea e în satul mare și la Medieș. Casa, această casă, care ați văzut un videoclip, un primul videoclip, e filmată la Rohia, cum mergi spre Rohia. Din păcate s-a dărâmat, casa s-a răsturnat după atâta vreme și așa. Iar al doilea videoclip am ascultat Cântecul și Voia Bună, ne-o adus iar împreună, sau Hai, Române, și petrece până poți lucra cât 10. Și al doilea videoclip am filmat cu oameni dragi în Maramureș, cu ansamblul Transilvania, cu dansatori profesioniști și promit că viitorul videoclip pe care îl fac de muzică populară să îl filmez și cu Sătmăreni. Petrică, te rog să rememorez o amintire frumoasă de acolo din Medieșul Aurit, de Sfintele Paști, de pe vremea când erai copil. Mă rog, din noaptea de înviere, din ziua de Paște. Fiecare avem câte o amintire. Din ziua de Paște, cea mai frumoasă amintire pe care pot să vă spun eu în ziua de Paște. Totdeauna la noi la Medieșul Aurit se merge la 7 la biserică și la 11 suntem acasă. Și mergem, mâncăm și la amiaz toată lumea pe bancă în fața casei. Se mai acolo, păstrează tradiția, sigur, da? Se adună toți pe bancă la ciocnirea ouă. Cea mai frumoasă amintire este cu vecinii noștri care din păcate au decedat. Cea mai frumoasă amintire e cu bunicul meu care din păcate a decedat. Cu oameni dragi care s-au rărit foarte, foarte tare. Și să știți că tineretul, foarte mulți sunt plecați, dar... mai frumoasă amintire decât cea cu bătrânii satului cu care eu eram copil și mergeam la ciocnit de ouă pe stradă, în echipă, vineam cu coșești de ouă, concursuri de ciocnit de ouă, numai așa, numai. Nu cred că există mai frumoasă amintire decât asta. Pentru că pe vremea copilăriei sau în vremea copilăriei tale, bătrânii satului după amiaza de Paște jucau și cărți, mai aduceau scaune, mai jucau 66 sau șeptic american. N-am prins, n-am prins la noi de la noi. Dar alții jucau țăl sau oină, cum se spune în popor. Nu, n-am prins. Nu, n-ați avut la obiceiul noi, din astea la medie și acum. Nu. La noi e foarte simplu. Pe strada noastră, pe Sfântul, pe Sânteanu și pe Sfântul Ioan, ieșeam în fiecare, la 12-1 încolo, ciocneam ouă și la povești și râdeam și așa.
și tot felul de istorioare cu bătrânii eram, nu, vă dați seama, după care mergem la vecernie, toată lumea la vecernie, vecernia e ca și ziua de Paște, adică e vecernie e sfântă, mare, da. E sfântă. Dar acum, din păcate, la noi pe stradă foarte mulți au plecat, cele veșnice, și fiul meu, ca să transmit ideea asta de a ciocni, de a fi concurență, îl iau și mă duc pe cealaltă stradă, de unde părinții mei, patern mai bine zis, din partea lui taică-mea și maică-mea, taică-mea și bunicii mei, de fapt, iau pe fiul meu și mergem acolo, că acolo încă se păstrează tradiția la tineri. Deci acolo o bătălie întreagă, cu cofraje de ouă, cu concursuri de ouă, care e cel mai bun, care și fiul meu e fascinat. Deja și-a pus o pregătire că să mergem la ciocnic de ouă pe strada din jos. Clar. Da, iar cu stropitul e un obicei mai nou până la urmă la români. Nu este specific. Eu recunosc, neapărat, am mers la stropit până m-am căsătorit. Nu? Da. Da, dar cum era înainte de a fi căsătorit, când trebuia să mergi ca un pretext, prag. Nu? Da. Și ca la corindat. Ca la corindat. Da, frumoase amintiri. Nu știu, parcă a fost în altă viață, așa repede au trecut. Nu îmi pare rău chiar de nimic și mă bucur că am familia alături și am, uite, fetiță, băiețel. Am nevastă care mă înțelege, este pe drumul, mulțumesc. Mă simt foarte bine în ceea ce fac, iubesc muzica, să știți că muzica mi-a adus cele mai mari satisfacții pe care nici nu le-am visat vreodată. Îi mulțumesc la Dumnezeu pentru tot, nici nu pot să îndrăznesc să mai cer ceva. Mulțumesc pentru că ce mi-a dat până acum nici n-am visat și doar pot să cer să ne dea sănătate, că e important să fim sănătoși, că dacă suntem sănătoși, avem curaj și de a zâmbi și a merge la Paști și a ne întâlni cu prieteni și să fim pozitivi. Atâta vă rog, oameni buni, să fiți plini de energie pozitivă, că se transmite și dă bine. Vă invităm să urmăriți următoarele două videoclipuri. O să ne vorbească Petrică din cele mai frumoase înregistrate de Petrică Mureșan pentru dumneavoastră, pentru iubitorii de folclor. Trăiește omul lume, el aleagă la mormânt, să gândește și să întreabă care-i lucru cel mai sfânt. Cel mai sfânt lucru din lume, până în ceasul ce-i muri, să dai viață, să pui nume, să trudești pentru copii. Care-i rostul omului de când mama l-a născut? Care-i vrerea cerului de la tine, om de lut? Cel mai sfânt lucru din lume, până în ceasul ce-i muri, să dai viață, să pui nume, să trudești pentru copii. Să aibă pruncii casa lor, să trăiască un pic mai bine decât mine tata lor. Cel mai sfânt lucru din lume, până în ceasul ce-i muri, să dai viață, să pui nume, să trudești pentru copii. Ce fac pe astă lume,
fac pentru copiii mei. De fac rele, de fac bune, o să mă judece ei. Cel mai sfânt lucru din lume, până în ceasul ce-i muri, să dai viață, să pui nume, să trudești pentru copii. Cel mai sfânt lucru din lume, până în ceasul ce-i muri, să dai viață, să pui nume, să trudești pentru copii. Crâșmăriță, ochi de mură, adă vin și băutură. Crâșmăriță, ochi de mură, adă vin și băutură. Că de când îți crâșme în țară, mă ține muiere afară. Că de când îți crâșme în țară, mă ține muiere afară. Crâșmăriță, ochi de mură, adă vin și băutură. Crâșmăriță de la cramă, taie puiul și fă zamă. Crâșmăriță de la cramă, taie puiul și fă zamă. Și pune păhară pline, ci te-nvârte pângă mine. Și pune păhară pline și te vârte pângă mine. Păi și pune păhară rasă, păi și te vârte pângă masă. Cine viața și-o trăiește, jaba să mai spovedește. Cine viața și-o trăiește, jaba să mai spovedește. Că și eu viața-mi trăiesc, dejaba mă spovedesc, măi. Că și eu viața-mi trăiesc, dejaba mă spovedesc, măi. Cine viața și-o trăiește, jaba să mai spovedește. Ia știi că mă duc în rai, cumpăram neașcar și cai. Ia știi că mă duc în rai, cumpăram neașcar și cai. Ia spune la popă, frate, să mă trimată pe roche. Ia spune la popă, frate, să mă trimată pe roche. Ia spune la popă, frate, să mă trimată pe roate. Dar și rai când o să sunt, Sfinții tăți morocolii. E mare veselie, mare veselie acolo în casele dumneavoastră, dar și în sufletele noastre, ale tuturor creștinilor. Hristos a înviat. Încă o dată vă spun, adevărat a înviat. Adevărat a înviat. Se... practic, această tradiție petrică la Medieș, da, când ajungeți acasă de la biserică la 12 și noaptea, vă puneți la masă, la 12 noaptea, vă puneți la masă, se spune de 3 ori Hristos a înviat, da, înainte și când intrăm, de a și când intrăm gusta Divinul Sfințit. Da, da? Și când intrăm cu Pasca în casă, da? Hristos a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat, așa se zice la noi în casă. Apoi nu mai știu la fiecare cum e, dar la noi în casă așa e. Și asta v-a spus că la noi la Medieș, la mează noaptea, se primesc Paște în pahar și numai a doua zi, de fapt duminica, deci la ora 7 începe Sfânta Liturghie. Vin și pâine, da, așa da, sfințite, da. Încă am impresia că doar anul ăsta și de anul viitor se va fi tot, toată episcopia să fie la 12 noaptea Sfințitul Paștelui.
Pentru că ai fost la București, telespectatorii noștri au avut posibilitatea și vor avea posibilitatea să vadă multe din cântecele tale prinse în spectacole dedicate sărbătorii pascale. Da. Să știi că, uite, și în Vinerea Mare am fost la București cu Pliceazna, ne recunosc că sunt onorat și sunt mândru că sunt invitat la emisiuni de talie națională. N-ar o să mai dăm acum nume și așa, dar e foarte important să vezi pe ce nivel te situezi, să știi acum merg foarte des la București, deja știu și stânga și dreapta și tot. E important pentru că pentru asta muncesc eu, de fapt. Să fiu apreciat la nivel național e foarte important, să știe lumea și de Satul Mare nu ne confunde cu alte județe. Cum Maramureș, da, de obicei. Oricum ne confundă, dar noi putem, noi putem taxa că și noi, poate nu facem foarte mare diferență între Calafat și Călăraș sau cine știe pe acolo, dar... Dar e important pentru noi, noi să fim mândri de noi și de asta merg și o să merg în continuare cât o să pot, cât o să mă ajute, o să merg la emisiuni de valoare, de emisiuni de colecție, pentru că pentru asta muncesc, asta mi-am dorit și acum dacă sunt invitat nu pot să zic că nu merg, chiar mi-e drag și o să merg cât o să pot. Și îmi place că vreau să ridic Satul Mare, să se ridice nivelul orașului, să știe despre ce e vorba, să știe că există muzică și la noi și există oameni, să știți că sunt foarte, foarte mulți copii talentați în Satul Mare. Avem numai la ansamblul meu, la Doruri Sădmărene, o grămadă de copii care sunt foarte, foarte talentați. Până la început am fost sceptici, am avut 5-6 perechi, 7 perechi la ansamblul la noi, pe lângă centru de creație. Dar acum dacă vă spun că avem 15-20 de perechi, nu mă credeți. Dar pe lângă astea 15-20 de perechi care pot să danseze la orice oră la fel, credeți-mă că avem încă vreo 7-10, 15 fete care n-au parteneri și stau așa faini acolo pe bară și așteaptă băieți. Deci dacă aveți curaj și vreți să învățați dansuri populare pe gratis și să fiți pe scenele țării, practic, și în afara țării avem o grămadă de invitații, vă așteptăm la ansamblu, să mă contactați neapărat, îmi scrieți pe Facebook, mă sunați, nu contează, vă ajut, vă spun când îți repetițiile și vă aștept cu mare drag pentru că e foarte important să nu vă fie rușine de neamul vostru, e important să vă mișcați și eu ca un fel de sală de mișcare și aveți un grup unit care e foarte tânăr și ambițios. Iată încurajările lui Petrică Mureșan pentru tinerii care bat la porțile afirmării. Și cred că o experiență de acest gen n-ar strica tuturor tinerilor talentați și de ce nu ei ar putea să facă o carieră muzicală de excepție, așa cum Petrică Mureșan totul prin muncă. Reușește muncă, în zilele noastre. Am auzit de Petrică Mureșan, nu? Am auzit, deci dar încerc să... Petrică Mureșan este prezent pe toate posturile de televiziune naționale. Ești un fel de carte de vizită a Sătmarului deja, a județului Satul Mare, da, alături de alții artiști, dar, cum se spune, Petrică Mureșan e în vogă. Dar până una alta, să mai urmărim două videoclipuri din colecția personală, așa cum am spus. Nu mai cântece unul și unul am adus înregistrate astăzi. De Petrică Mureșan. Pierdut portul și graiu, până străini mânca iar baiu. Ne-am lăsat soră și frate, pentru ochit am mărs departe. Mă arde dorul de casă, dar străinii nu mă lasă. Le spui că nu poți, dacă când intri-n horă trebuie să joci. Ce face trebuie să tac, ce-i mai greu musai să fac,
că n-o mai găsit străinii, oameni harnici ca românii. Strâng din dinți, da, strâng și pumnii, să fiu și eu în rândul lumii, chiar dacă mi-e greu, s-am și eu în buzunar un leu. De sară, de sară, câți bănuți trimit în țară, s-aibă și-a mei frățiori hăinuță de sărbători. Socotesc și n-am cui spune, nie nimic nu-mi rămâne, ce am le dau lor, eu trebuie să mai stau să mor de dor. Dumnezeule din cer, nu te supăra că-ți cer, fă tu, Doamne, și mă lasă să câștig optit acasă. Că mi-am mâncat zilele bătând depărtările, mi-o fotare greu, numai eu știu cu sufletul meu. Că mi-am mâncat zilele bătând depărtările, mi-o fotare greu, numai eu știu cu sufletul meu. Ceasuri pe-afară să o văd pe mândra iară, iară o fost mânioasă, m-o văzut s-o dus în casă. Ai viața mară, lasă-mi-o pe mândra afară, s-o văd să-mi spuie ce are, i-am greșit să-mi cer iertare. Mă poartă pângă gar și pângă poartă. Multă lume m-a întrebat ce-are de s-o supărat. Ai viață crudă, ai vrut mândra mea să audă, că dragostea mea n-a ține, amu ce-i cu noi nu-i bine. Lampa-i aprinsă la drum, eu nu știu, nu știu nici cum. Nu știu de-i rău sau bine, ori să gândește la mine. Viață, fă bine, adu pe mândra la mine. O vorbă să-i spun, mă lasă, după ce mă duc acasă. Viața o făcut minunea, ne-o ascultat rugăciunea. Cu o lacrimă pe față, mândra e să mă ia-n brață. Ai viață bună, două suflete s-adună, două suflete curate, e dragoste adunate. Ai viață bună, două suflete s-adună, două
două suflete curate, de dragoste adunate. Hristos a înviat este salutul creștinesc pe care îl dăruim cu multă dragoste tuturor telespectatorilor noștri, creștinilor, care se află la masa cea mare acolo în mijlocul familiei și în mod special ne gândim la românii noștri, la sădmărenii care au venit din străinătate și ne bucurăm tare, tare mult că v-ați făcut timp și ați reușit să reveniți acasă, să reîntregiți familia. Tare ne-am bucurat, nu, Petrică, dacă mulți dintre românii noștri ar putea să se reîntoarcă acasă, ar fi create condițiile să avem gura aurită acum în ziua de Paști, pentru ca banii pe care i-au câștigat să-i poată investi aici în România în condiții acceptabile. Sunt și mulți oameni care investesc în România, sunt care nu mai reușesc să vină pentru că copiii au început școlile acolo, s-au învățat acolo. Și-au cumpărat acolo teren, și-au construit case, da. Fiecare om are crucea lui. Eu mă bucur să vină toți în România, dar e foarte greu pentru că ei toți deja au copii. Foarte mulți miri la care am cântat sunt plecați și deja au copii, au așa. Copiii, dacă încep școlile acolo, e foarte greu să-i aduci înapoi. Au învățat o limbă, au alte oportunități, ca să fim și sinceri. Până la noi se vor reglementa treburile, copiii aceia vor fi mari. Noi nu știu pe unde vom fi. Eu mă bucur când vin acasă și credeți-mă că vine să-i aplaud pe cei care, uite, trec vama și stau la rând de sărbători și merg înapoi. Aici se trăiește, aici e viața noastră, aici e trăirea noastră, vine să tuși pământul când vii acasă. Sau... Știu că am fost și eu plecat, n-am fost la muncă, am fost plecat multă vreme, tu merg, vin, dar acasă parcă e altă aerul, parcă te simți mai stăpân, mai bine. Pe picioarele tale. Dar iată că unii au găsit și alte variante, Petrică, dragi creștini, stimați telespectatori, în sensul că și-au pus casele părintești la punct și intenționează la vremea bătrâneților, la vremea pensionării să se reîntoarcă acasă, iar tinerii, copiii să rămână acolo în străinătate. Sunt variante. Sunt și variante de genul ăsta și probabil că depopularea satelor noastre ar fi stopată din acest punct de vedere, nu? Pentru da, că tradiția este cea care măcar, ne amină sufletele și ne încarcă bateriile, cum ne place măcar să de spune. Măcar de sărbători, să da. Ne vedem, pentru că e foarte important că viața e scurtă și trebuie să fim, v-am spus eu, optimiști și pozitivi, că e foarte important. Dacă ești pozitiv și optimist, nici măcar bolile nu te ating. E ziua de Paști, Petrică Mureșan, care sunt proiectele tale pentru următoarea perioadă de timp? Știu că ai o agendă de lucru încărcată, ești extrem de activ. Asta mi-am și dorit, sunt activ, asta mi-am dorit, să am agenda încărcată. E bine, binevenită o agenda încărcată celui care muncește și își dorește. Eu încerc la fiecare eveniment, oriunde merg să fiu pe plac cu oamenilor, pentru că de-aia m-au chemat acolo, m-au chemat să-i taxez, să-i le dau peste nas că ce n-au făcut bine sau ce au făcut. Eu îmi doresc să rămân tot așa, să reușesc să duc la bun sfârșit evenimentele la care sunt invitat. Îmi doresc ca până la final anului să mai scot câteva melodii, să imprim câteva melodii, am și imprimat câte ceva, dar îmi doresc să am putere, că acum începe sezonul nunților și a spectacolelor, voi fi destul de aglomerat, pentru că după vineri, sâmbătă, duminică, luni și marți avea Vorbești, nu reușesc să și imprim, iar la studio trebuie să fii pregătit ca să-ți meargă fluent. Înregistrarea, da? Îmi doresc să înregistrez câteva melodii până la finele anului, iar la anul viitor sper să pot să fac ceva util pentru sădmăreni, dar tot promit, eu nu pot să fac în fiecare an câte un album. Câte un spectacol. Eu îmi doresc să fac ceva util din fiecare album, să am un șlagăr. Eu sunt foarte încântat dacă ai o locomotivă. Dacă ai un tren de aur, de exemplu, și n-ai locomotivă, degeaba ai trenul. Toate melodiile sunt faine, 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 dar n-ai nicio locomotivă la ele. Îți trebuie o locomotivă la fiecare album, adică un șlagăr. De exemplu, la primul album am avut șlagăr Când mă duc în sat acasă, care au tras toate piesele. După Când mă duc în sat acasă, au apărut și Crâșmărițe, o ghemură, au apărut și Bate, văd păstră săcară, au apărut mai multe melodii care le-au plăcut la oameni.
Al doilea album au apărut melodii gen, al doilea album am avut Să dai viață, da? Șlagă, locomotiva care a tras piesele. Acum îi mulțumesc pe această care domnul prefect și colegiului prefectural pentru că au ales Ios Român nu-mi rușine, după câțiva ani a ieșit la lumină cântecul acesta. Și era pe al doilea album, legat de Să dai viață. Al treilea album am Cântece frumoase, cu care culminează cu Părinte cine-o băut. Părinte cine-o băut, dar hai să mai vedem împreună cu telespectatorii noștri, cu mesenii, două videoclipuri semnate cu sufletul, cu vocea și mintea de către Petrică Mureșan. Am vorbit mai ieri cu viața și încet am întrebat de ce trece așa de iute, oare ce o supărat? Am vorbit mai ieri cu viața și încet am întrebat de ce trece așa de iute, oare ce o supărat? Poate-i jumătatea vieții, poate numai un sfert s-o dus. Vreau să te trăiesc viață și-apoi ce-a vrea cel de sus. Poate-i jumătatea vieții, poate numai un sfert s-o dus. Vreau să te trăiesc viață și-apoi ce-a vrea cel de sus. De ce fuge viața oare? Nu mă lasă s-o trăiesc. Care aș vrea să zăbădească, să petrec și să iubesc. De ce fuge viața oare? Nu mă lasă s-o trăiesc. Care aș vrea să zăbădească, să petrec și să iubesc. Poate-i jumătatea vieții, poate numai-n sfert s-o dus. Vreau să te trăiesc viață și-apoi ce-a vrea cel de sus. Poate-i jumătatea vieții, poate numai-n sfert s-o dus. Vreau să te trăiesc viață și-apoi ce-a vrea cel de sus. Ce suntem pe lumea asta? Suntem umbră și durere, un suspin numai de-o clipă, apoi noapte și tăcere. Ce suntem pe lumea asta? Suntem umbră și durere, un suspin numai de-o clipă, apoi noapte și tăcere. Poate-i jumătatea vieții, poate numai un sfert s-o dus. Vreau să te trăiesc viață și-apoi ce-a vrea cel de sus. Poate-i jumătatea vieții, poate numai un sfert s-o dus. Vreau să te trăiesc viață și-apoi ce-a vrea cel de sus. Părincă cine-o băut, ori și ce el-o dorut, s-o tomnit cap în minune,
Eu fo pălinca de prune. Eu mâncat clisă cu ceapă și-o uitat să beie apă. S-o tomnit cap în minune, eu fo pălinca de prune. Eu durut îngrumaz, nu m-am păhărut de-ai tras. Din pălinca ce de pere, ca păroche glasul-ți mere. Și-atâta-ți mere de bine, de-ai hori și tu cu mine. Cu pălinca ce de pere, ca păroche glasul-ți mere. Cireasă îi mai bună, că îi leacă întu inimă. Și de-o află năcăjită, minte nașo sunt stomnită. Și pamedes ne-o tomnește, pălincuța de cireșe. Că îi leacă întru inimă, zama de cireasă-i bună. Bei pălincă de struguri, e plăcere caput scuturi. Noi mai zicem că-i de monte, dar mai bună nu se poate. Că-i plină de dulceață, ca mândraci-o ți-i în brață. Și te face mai bărbat, de te poartă noaptea sat. Tătă pălinca-i bună, numai s-o bei cu măsură, dar de bei cât nu poți duce, nu-ți rămân nici bani de cruce. Da, ne pare rău că trebuie să ne despărțim de Petrică Mureșan, de dumneavoastră. Dar promit să mai vin, și promit să mai vin. Promitem, nu? La fel da. Ca de sărbătorile de iarnă, noi ne întâlnim periodic. Da, eu sunt și foarte... Petrică este, tot așa cum știu eu, modest și niciodată nu ne refuză atunci când îl invităm în studio pentru dumneavoastră, dar și pentru noi. Știi ce mă bucur tare mult, Petrică? Da. De faptul că la noi, la români, nu dispare friptura de miel, umplutura... Sper să nu dispară, cât trăiesc eu la noi. Nu, ouăle roșii, e o mare sărbătoare, o mare bucurie, dar să nu dispară de pe masă nici vinul ăla roșu. Nici pălinca, nici vinul de casă. Acum, nici vinul de casă, nu, zis, poate cozonacul, prăjitura da. Petre Roman sau ce-o fi, Coti sau ce-o fi, da. Știi prăjitura Coti, da. Coti, dar mai era o prăjitură. Sau aia cu miere, nu foi, cu din miere de albină. Nu știu ce e bun, acum vă spun, nu vreau să taxez pe nimeni, dar... vinul de casă mi se potrivește mie mai bine la sărbători. Poate că alții sunt consumatori de vin și zic că nu-i bun. Eu nu mă știu oameni buni, dar v-am zis, dacă beau un pahar într-o zi, mă ajunge. Dar rar, câte un ticut. Și ea trebuie să fie de casă, că ăla îmi place de sărbători. Cu ăla te-ai obișnuit, de când erai da. Și ăla mă face mai tineret, mă simt mai bine când nu ești bătrân nici acum. Da, da, n-am așa de mult. Dar ăla mă face să mă simt foarte bine când merg acasă la mama și sper să pot să merg acasă la mama cât de des și cât de mult de am înainte. Petrică, îți dorim mult succes, mulțumesc, sărbători frumoase în continuare alături de familia ta și de toți cei dragi. La fel le urăm și mesenilor noștri, telespectatorilor noștri de pretutindeni care poate n-au reușit să vină acasă de Sfintele Paști, să aveți în suflete multă lumină, iertare până la urmă. Și să gândiți pozitiv, așa cum ai spus, Petrică, la un moment dat, trebuie să știm să ieșim din situațiile de supărare și să trecem peste toate încercările vieții. Hristos a înviat, multă bucurie și adevărat sănătate! Adevărat a înviat, vă mulțumesc încă o dată pentru invitația făcută, mă onorează totodată că la ceas de sărbătoare sunt împreună cu dumneavoastră Nord Vest TV și cu toți telespectatorii noștri.
Le urez tuturor multă, multă bucurie în suflete și să vă bucurați de dragostea celor din jur la masa de Paște. Toată creștinătatea se bucură de lumina învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Încă o dată, multă bucurie, sănătate, petrecere frumoasă, Hristos a înviat!